Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la Dialoguri Esențiale. Astă seară am ales un invitat care să vă delecteze prin ceea ce face și mai ales prin ceea ce ne va spune. Prin urmare, tematica din această seară este despre forme și viață. În slujba artei, cu un optimism molipsitor prin creațiile sale, un caracter sensibil și puternic în același timp, împletește sentimentul cu duritatea blocului de piatră, de marmură sau de bronz, și aceasta este posibil doar în mâinile domniei sale, căci astfel colosul de piatră prinde viață, prinde forme, și ajungem încetul cu încetul în sfera artei. Bine ați venit în emisiunea noastră, cu respect și deosebită considerație. Vă urez un călduros bun venit la noi, domnule Ilie Postan. Bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor postului dumneavoastră de aici din Bașcani. Și cu ocazia începutului de an să urăm tuturor telespectatorilor un an bun, cu sănătate, un an ceva mai bun decât cel care recent ne-a părăsit. Mergând de la dictonul Ars Longa Vita Brevi, v-aș întreba, fiind în moment omagial în această săptămână Mihai Eminescu, v-aș întreba cum au reușit să prindă viață din mâinile dumneavoastră acele portrete ale lui Mihai Eminescu? De fapt, nu prea am modelat mult Eminescu. E vorba de două bazoreliefuri, două medalioane. Unul pe care l-am făcut, nu știu, cred că sunt mai bine de 10 ani. Mi-a cerut Biblioteca Centrală, directorul bibliotecii, m-a rugat să-i ajut. În sensul ăsta a fost un fel de sponsorizare din partea mea și am modelat un medalion Eminescu. Ei aveau de gând să pună pe Biblioteca Centrală, Mihai Eminescu, o placă din bronz comemorativă și am modelat un Eminescu, un medalion relativ mic, care a fost montat pe placă și cu text în relief din bronz. Care este așezat? Care, da, se află pe frontispiciul Bibliotecii Centrale Universitare, da, din Iași. Un al doilea Eminescu, de fapt, e vorba tot de un medalion de dimensiuni ceva mai mari. Medalionul cu tot cu placa de marmură care a mers în Italia, se ducea, însemna cam 1,80 m pe 70 lățime. Medalionul avea cam 80 în diametru. Un bazorelief Eminescu. Aici o poveste un pic mai lungă, că merită să vorbim despre acest medalion, pentru că contextul modelării lui este foarte interesant. E cu atât mai interesant cât e marea sărbătoare, nașterea lui Eminescu, sărbătorită acum. Și, de fapt, prin acest medalion, noi am reușit să-l introducem pe Eminescu. Din păcate, numai pe Eminescu, nu și creația lui, și o să povestim aspectul ăsta, în Centrul Mondial al Poeziei din Recanate, Tocmai din Italia. Aici este interesant pentru destinația pe da. Care a luat-o. De fapt, aici au fost implicate mai multe instituții. A fost implicat Ministerul Culturii,
în acest demers. Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, în parteneriat cu Universitatea de Artă, și din acest punct de vedere am fost solicitat să fac medalionul. Bineînțeles, am modelat, l-am turnat în bronz, a fost mai dificil că era mare, eu condiții nu am de turnat decât plastică mică și a trebuit să reiau turnarea, să torn din ce în ce mai subțire, să-mi ajungă bronzul, nu pot topi decât 20 de kilograme de bronz, e un cuptor mic, așa, pentru uz intern. Și am reușit să torn lucrarea, s-a scris un text în limba italiană, dacă nu mă înșel, chiar bilingv a fost, și lucrarea a mers în Italia. Am plecat eu acolo, domnul rector pe atunci, Viorel Munteanu, și directorul universității noastre, Universității de Arte George Enescu Iași. Lucrarea a plecat înaintea noastră, noi am mers cu avionul, după aceea ne-a așteptat în Roma o profesoară de la mare conservator din Roma, româncă de altfel, și ea a fost cea care ne-a ghidat și s-a ocupat de noi. Bine, am stat 3 zile în Roma și după aceea am plecat toți spre Recanati. Acolo am montat medalionul alături de Giacomo Leopardi. Se știe că Giacomo Leopardi a fost primul romantic și Eminescu a fost ultimul romantic. Dar legătura între cei doi este interesantă. Chiar de la începuturile creației Eminescu? Nu, este interesant pentru că amândoi au creat în perioada tinereții și s-au stins foarte rapid, aproape la aceeași vârstă. Da. Acolo, la Recanati, am fost foarte bine primiți. A fost foarte bine primit Eminescu, chiar dacă Centrul Mondial nu avea niciun volum de versuri al lui Eminescu, aproape că nu se știa mai nimic despre marele nostru poet. Aceasta chiar era întrebarea care îmi venea în minte. Se știa ceva despre Eminescu acolo? Din păcate, este român, din păcate român? Nu se știa. Nu se știa. Se știa de Eminescu, că erau oameni de litere, erau toți erau doctori în filologie, în litere. A fost directorul Centrului Mondial al Poeziei acolo, au fost personalități mari când s-a dezvelit bustul și s-au ținut speech-uri de tot felul. Dar nu exista în biblioteca Centrului Mondial un volum, niciun volum Eminescu, cel puțin în limba română, dacă nu tradus. Și după câte știu că există traducere, dacă nu mă înșel, chiar în italiană, nu știu, nu sunt sigur, da, după câte știu Zoe Dumitrescu Bușulenga, da, într-o emisiune când eram eu elevă, da, spunea că Eminescu, da, era tradus în italiană. Da. Bine, evenimentul a avut un mic impact la nivel național, s-au scris, a apărut în câteva ziare, intenția, ideea noastră și intenția și faptul că am introdus pe Eminescu în Centrul Mondial al Poeziei, dar ei erau foarte interesați să obțină documentație Eminescu. Eu, cunoscând Centrul Eminescu de la Botoșani, la Ipotești, cunoscându-l și pe director de atunci, m-am gândit că va fi foarte ușor să duc acolo niște materiale. Am preluat niște materiale, o documentație vis-a-vis de Centrul Mondial, pe care am trimis-o, am mers personal și am dus-o la Ipotești. Ei voiau, am obținut și o mască mortuară a lui Giacomo Leopardi, știind că și Eminescu are. Și eu am o mască mortuară a lui Eminescu. Bine, există multe turnate.
Și bine că ei au turnat masca mortoară, e un porțelan. Mi-au făcut și mie cadou mască. Numai că atunci când am fost eu, se decernau medaliile astea, Târiul de Aur sau cam așa ceva, și erau foarte ocupați. Am vorbit cu directorul atunci, a zis că o să se ocupe, că le-am lăsat materialul, dar după câte știu eu, nu s-a întâmplat nimic. N-au trimis nimic către Italia, către Centrul Mondial al Poeziei. Asta, și medalionul, placa comemorativă, se află lângă placa din marmură de Carrara și portretul lui Giacomo Leopardi acolo la Centrul Mondial al Poeziei. Bineînțeles, interesant, acolo am cunoscut-o și pe Contesina Leopardi, unul dintre ultimile vrăstari ale de viță nobilă, Contesina, contesă era. Avea 90 de ani, dar se prezenta foarte bine, a ținut să facă poze cu grupul. Am fost foarte bine primiți, asta este important. Și atunci? Și am făcut tot posibilul ca să fie cunoscut Eminescu. Noi am făcut primul pas, probabil că pașii următori trebuiau să-i facă personalitățile, persoanele care au în domeniul literaturii, care activau atunci în Ministerul Culturii și... Nu mai știu nimic dacă Centrul Mondial cu Centrul Eminescu de la Ipotești au intrat într-o relație. Ce este interesant, o întrebare care îmi macină gândul, este: mai oare actual Mihai Eminescu așa cum era odată, în sensul că îl sărbătorim an de an pe Mihai Eminescu, marele poet național, vorbe care probabil lui nu i-ar fi plăcut, pentru că poetul nepereche, toate aceste sintagme, poetul niciodată nu le-a preferat, aceste exagerări. Însă mai știm noi să-l apreciem pe Eminescu la justa sa valoare? Iată, vedem că cei din străinătate își doresc să cunoască un autor care nu este din literatura autohtonă, și noi, cei care aparținem acestei nații, pe care Eminescu era un unionist, un patriot convins. Pare că l-am transformat într-un mit din care lipsește esența mitului. Nu știu, noi, tinerețea noastră, liceeni fiind, eram obligați să studiem Eminescu, făceam analize literare la poezie, eram obligați, o făceam și din plăcere. Știu foarte multe versuri de Eminescu, știu multe versuri, nu e timp să recităm acum, dar să știți că știu foarte multe versuri, și asta datorită profesoarei mele de limba și literatura română, Georgeta Scutaru, de la Liceul Plastic, Liceul Tabăncilă, de la Iași, pe care l-am terminat eu, absolvit. Eminescu nu poate, nici nu se pune problema să dispară, dar cred că tinerii de acum nu mai citesc atât de mult. Este internetul, sunt mijloacele astea tehnice care sunt într-adevăr moderne și îți pune la dispoziție o bază de date impresionant de mare și o poți accesa într-o unitate scurtă de timp. Faptul că nu mai citesc, că nu mai sunt tentat să învețe versuri, să pună mâna pe o carte, să citească, asta nu mi se pare un lucru bun. Adică internetul nu poate suplini cartea, textul scris pe care îl ai în mâine, palpabil, da. Cum era pe vremea când erați dumneavoastră elev? Ați avut fiica elevă într-o altă generație și ați putut face diferența.
Da, chiar aici, la aspectul ăsta mă gândeam când afirmam că nu se mai citește, nu se mai citește literatură, nu se mai citește poezie, asta referindu-mă la tineretul de astăzi. Nu condamn pe nimeni, nici nu am dreptul să o fac, dar îmi amintesc că eram student, cred că în anul 2-3 de facultate, dar eram foarte bun prieten cu Mihai Rusachi. Și mergeam cu el la schi, eu trebuia să-l învăț pe el să schieze, el trebuia să mă învețe pe mine să înot. N-am reușit niciunul nici altul să face mare performanță pentru celălalt, dar vis-a-vis de Eminescu, mi-a plăcut tare mult unul din momentele frumoase pe care mi le amintesc vis-a-vis de Mihai Rusachi. Eram la el acasă, primise un apartament lângă gară, după ce s-a reîntors din America, după Revoluție. Nu, asta s-a întâmplat înainte de a pleca, el fiind student, înainte de a pleca în America, în Țicău. Vis-a-vis de Eminescu, puneam problema similitudinii între creația lui Eminescu și, interesant, pentru că eu sunt sculptor, și Michelangelo Buonarroti. Michelangelo, un clasic al sculpturii renascentiste, Eminescu, la fel, un clasic al poeziei românești. Am constatat amândoi, Mihai m-a ajutat prin Eminescu, eu prin ceea ce știam despre Michelangelo, că de fapt cei doi sunt foarte moderni. Sunt modernitatea zilelor noastre, în poezie și în sculptură. Și Mihai îmi dădea exemplu Odă în metru antic, iar eu, vis-a-vis de modernitate, iar eu Îi oferam imaginea Pietei Rondanini a lui Michelangelo, care este o lucrare foarte modernă, unii zic că e neterminată, în care, de fapt, lucrarea este aproape o eboșă, dar este foarte interesantă și foarte modernă ca viziune. Eram foarte încântat să constatăm că, de fapt, cei doi sunt actuali, sunt moderni, sunt ultramoderni, sunt interesant de moderni și demn de urmat în modernismul lor, chiar la momentul la care discutam. Vedeți că lucrurile lucrurile se leagă. Eminescu, bine, eu nu sunt de formație literară. Nu sunt literat, dar fiecăruia dintre noi, că nu e om să nu fi scris o poezie, dar de citit e imposibil să nu fi citit vreodată cineva o poezie. Și Eminescu n-are cum să nu placă. Place Eminescu și persoanelor care n-au citit în viața lor o poezie de Eminescu. Au ascultat la radio, au ascultat și dacă vrei să trăiești Eminescu, e bine să vii în Iași și să urci în Copou. Superbă imagine, vara trecută, în 2012, ne-am organizat o expoziție în aer liber. Asociația Vasile Pogor. Da, cu Vasile Pogor.
în parteneriat și am făcut o expoziție studențească în aer liber în care a expus cultură, s-a expus cultură ceramică și artă murală, mai puțin artă monumentală pentru că exista riscul să vină ploaie. N-am expus decât lucrările care rezistau ploii. Pentru că erau zilele Iașului cu ocazia respectivă. Și acolo am avut o zi extraordinară și Eminescu, Teiu... Se simțea atmosfera de sărbătoare. Atmosfera de sărbătoare și mai ales că erau foarte multe busturi de mari dimensiuni, portrete de mari dimensiuni, de scriitori, de artiști plastici. Da, bănuim că cei care locuiesc în Pașcani nu cred că n-au ajuns în Iași și în parcul în care se află Teiul lui Eminescu și să se plimbe pe aleea principală să vadă busturile respective. Da, este foarte frumos și bineînțeles că Iașul este plin de amintiri. Și Creangă, și Eminescu, atâția oameni și atâția grei oameni de grei de cultură, nici nu merită să numim, că sunt enorm de mulți și mari. E un centru mare de cultură, Iașu a fost și rămâne Iașu un centru important al culturii românești. Da. Iată, revenind la activitatea aceasta, dumneavoastră, de fapt, v-ați implicat și într-o altă activitate recentă dedicată lui Mihai Eminescu. Ați putea să ne vorbiți puțin? Nu știu la ce vă... Acum, cum s-a sărbătorit la Iași ziua Eminescu? În săptămâna aceasta. Din păcate, eu nu prea am avut timp să particip. Bine, au fost câteva expoziții ale Uniunii, au fost niște expoziții ale studenților, dar personal nu prea am avut timp. Eu sunt și prodecan în cadrul facultății cu probleme de cercetare și științifică și creație artistică și tocmai acum ne-a fost solicitat de la minister să trimitem cercetare științifică și creație artistică într-un format pe care ni-l cer ei și trebuie lucrat pe calculator, trebuie adunat material și băgat într-un anumit format pe care ministerul îl cere. Și am fost ocupat cu chestiunea asta și din păcate am fost invitat la acțiuni, dar n-am reușit să ajung nicăieri și asta îmi pare foarte rău. Da. Acum revenind la dumneavoastră, de unde pasiunea pentru artă și mai ales pentru sculptură? Ce v-a determinat să alegeți sculptura? Pentru că născut în lumea satului, bănuiesc că ați simțit în permanență formele, culorile aproape. De ce ați ales nu pictură, ci sculptură? Și de ce arte? Povestea asta, de ce sculptură și nu pictură, povestea este veche, cam la fel de veche ca și mine. Pentru că copil fiind înainte, bine că la noi pe când eram eu copil nu era grădiniță și intram direct în clasa întâi. Înainte de a merge la școală, înainte de a ști că există creion și se poate desena sau creioane colorate, că tata nu prea avea, nu mi-a cumpărat decât în prima zi de școală. Ciopleam, făceam, îmi amintesc că aveam acasă biblioteca pe care tata citea foarte mult, e un autodidact era. Mi-amintesc o carte, Legendele Olimpului, și acolo erau niște imagini cu greci de aia, cu părul creț și bărboși, și eram obsedat de imaginile astea, de portretele astea, și am cioplit una, o mătușă de-a mea învățătoare acolo în sat, a păstrat unul din portretele alea și le am și acum acasă, datorită ei. Și cioplam în piatră, cu ce scule îmi făceam eu acolo. Cu ce găseați în vitrina. Dar înainte de a ști că se poate desena cu creionul, că se poate colora, asta am făcut. Probabil că asta m-a
m-a dirijat cumva către sculptură. Am și pictat, mai pictez și acum. Dar nu pictez acasă, nu pictez în atelier, ci dacă am pictat, asta s-a întâmplat în tabere de pictură. Am fost invitat în destul de multe tabere de pictură și acolo e singurul loc unde mai pictez. Au fost și prin expoziții lucrări de-aia mea de pictură. În sfârșit. Dar sculptura a fost pasiunea mea și în liceu tot sculptură făceam. Adică prin asta am fost recunoscut în liceu și facultate tot sculptură. Este devotat și sufletului, dar și mâinii, îndemânării. Da, probabil că și sculptura implică mai multă activitate practică, mai mult efort fizic. Simt nevoia să muncesc. Acum, să exploatați la propriu. Era cât pe acest să ratăm emisiunea de astăzi, pentru că eram în atelier pe la ora 6 și ceva, eram foarte implicat când pregătesc niște lucrări pentru metal, pentru turnare. Și cât pe aceea aveam să uit de emisiune. Și să... Noroc că mi-a dat soția telefon și atunci am zis, cât e ceasul? Mi-am amintit. Dar am fost punctual, am reușit să ajung. Da, și noi ne bucurăm pentru aceasta. Da. Puțini dintre pășcăneni poate știu că dumneavoastră ați lucrat aici în Pașcani, pe vremea aceea Casa Pionierului, la atelierul de sculptură. Da, cum era atunci? Am lucrat 8 ani de zile. De fapt, eu... Pentru că nu sunteți pășcănean și astfel ați ajuns la eu noi. Eu nu sunt pășcănean decât de vreo 30 de ani. Sunt de 30 de ani locuiesc în Pașcani. Deci nu sunt pășcănean. Da. Am lucrat la... fost acasă a pionierilor, actualmente Clubul Copiilor, 8 ani de zile, după ce am terminat facultatea, am fost repartizat la Păltinoasa, singurul post din Moldova care a fost scos la concurs, n-am stat decât o lună acolo și am venit, nu detașat, am renunțat la titulatură și primarul de aici, Bodoașcă pe atunci, mi-a spus să înființez, bine că eu l-am cunoscut printr-o tabără organizată de Școala Populară de Art, o tabără de amatori, tabără de sculptură, unde am fost invitat de onoare echipurile acolo și am cioplit și eu. Și atunci l-am cunoscut pe domnul primar Bodoașcă și știam că aici este clubul Casa Pionierilor și este cer de pictură. Și dânsul a venit cu ideea să vin la Pașcani și să înființez un cer de sculptură, că îmi face post la Casa Pionierilor. Și așa s-a și întâmplat, numai că pe atunci nu se făceau detașe și eu trebuie să renunț la titulatură și am venit aici ca suplinitor. Și am stat 8 ani, am înființat cercul de sculptură, am avut succese extraordinar de mari, nu numai sculptură făceam și grafică, linogravură cu copii. Cei care nu aveau aptitudini deosebite în sculptură să cioplească lemn, am turnat și metal cu ei, am turnat aluminiu, am turnat lucrări la uzină, la IMMR. Le dădeam să facă linoleum și erau atât de interesați, tremurau când băgam linoleumul și tipăream pe hârtie imaginea, nu le venea să creadă, erau atât de emoționați când vedeau ce iese din mâna lor și cu cât erau mai naivi, mai ieșeau lucrurile mai interesante. Am câștigat toate premiile posibile la nivel național la grafică. Colegul meu, Dragoș Pătrașcu, care era la clubul la Palatul Pionierilor în Iași, i-a foarte supărat pe mine că eu fac sculptură și iau lui premiile de la grafică. Dar într-un an chiar am luat locul 1, 2 și 3 la grafică, locul 1, 2 și 3 la sculptură la nivel național. Erau concursuri naționale. Da, și... Mari realizări pe atunci și mai ales împliniri sufletești, probabil, pentru că pasiunea de a lucra în folosul copiilor s-a resimțit, pentru că dascăl sunteți și acum
Și îmbinați frumos pasiunea cu meseria de dascăl. Da, faptul că din 89... Pentru că apoi ați umblat? În 90 am fost invitat la universitate, facultatea, Academia de Artă pe atunci. Și să predau un curs ca în toamna lui 90 și am dat concurs direct pe post de lector, că aveam vechimea, îndeplineam condițiile și mi-a folosit activitatea pe care am desfășurat-o aici cu copiii, acolo cu studenții, surprinzător, dar mi-a folosit. M-am acomodat foarte ușor cu învățământul universitar, tocmai pentru faptul că aici lucram liber cu copiii, era un program aproximativ similar cu cel pe care și acum îl practic în Universitatea de Arte cu studenții. Adică este libertatea de creație, este. Da, și bine, mie îmi place, consider că sunt un pedagog bunișor, așa. Da. Îmi place să lucrez cu studenții. Care sunt sculpturile dumneavoastră preferate? Pentru că bănuiesc că au ieșit unele care v-au nemulțumit, altele care v-au plăcut. Este o lucrare pe care ați făcut-o dumneavoastră și care vă e de suflet? Dacă vreun artist plastic va spune vreodată că toate lucrările lui sunt extraordinar de frumoase, la minte. Minte. Există și lucrări, chiar sunt lucrări realizate cu mulți ani în urmă pe care aș vrea să le recuperez, eventual să le distrug, care au plecat din atelier. Sunt lucrări care îmi plac și acum și sunt lucrări care cu timpul au început să-mi displacă și aș fi simțit nevoia să revin asupra lor și uneori îmi părea rău că le-am dat drumul din atelier. Dar asta e. Sunt lucrări la care am revenit am revenit de nenumărate ori. Îmi propusesem ca într-o carte pe care, sau într-un album pe care urmează să fac, să exemplific o lucrare din lemn care a trecut prin 5 etape și a ajuns cu tot o altă lucrare în final, care a reușit să-mi placă. V-ați propus ceva la început și da, la urmă a ieșit ați prelucrat? Pe aceeași temă, dar e cu totul altă viziune plastică, altă compoziție, altă expresivitate plastică, altfel urmărit lemnul, altfel tratat. Și este interesant traseul ăsta pe care îl urmează opera de artă. Bucătăria asta în atelier pe care puțină lume o cunoaște. Libertate de mișcare și de gândire. Că sunt lucrări care continuă să-mi placă și acum, lucrări pe care le-am făcut 20 și acum 20 de ani, continuă să-mi placă. Nu sunt multe, sunt relativ puține, dar asta este un lucru bun. Alea sunt sigur că vor rămâne. Că se zice opera de artă trebuie să placă din ce în ce mai mult. Dacă place din ce în ce mai puțin, să pun un semn de întrebare. Asta este criticul, asta este timpul hotărăște. Dacă o lucrare place din ce în ce mai mult și îmi place mie din ce în ce mai mult, aia am siguranța că lucrarea aia este opera de artă. Aveți certitudinea că ea va rămâne în eternitate și dincolo? Pentru că de singurul critic de artă este timpul, singurul care pune valorile acolo unde trebuie, face ierarhie. Lașează ierarhie. Da. Numai timpul, omul nu are capăt, dar timpul este cel care hotărăște. Când e vorba de artă, arta care rămâne și cea care dispare, se pierde, se topează în timp. Da. Probabil telespectatorii noștri se întreabă ce sculptați dumneavoastră? Ce reprezintă, ce forme reprezintă sculpturile dumneavoastră? Am lucrat de-a lungul timpului, bine că nu există un
cult oricare să se axeze pe un material. De exemplu, eu fac toată viața, n-am făcut numai metal sau numai lemn sau numai piatră, marmură. Am lucrat în toate materialele, dar au fost perioade ciclice în preferința mea. Am lucrat și lemn o perioadă destul de lungă de timp, ani de zile am lucrat lemn, am renunțat la lemn, am intrat pe marmură, pe piatră, am făcut modelaj, am turnat metal, dar succesul mare pe care l-am avut eu, ceea ce m-a consacrat, dacă putem vorbi de consacrare în cazul lui Ilie Bostan, a fost metalul, bronzul, modelajul. Cu metalul am câștigat foarte multe premii naționale, aproape toate premiile posibile pe linia unui artiștilor plastici. Și mi-a adus satisfacții deosebite în bronzul. N-am mai modelat, n-am mai turnat bronz, n-am mai pus sculptorul în priză din 2004. Atunci am început să am fost obligat să ne dăm doctoratele, că altfel ne pierdeam slujba la universitate. Eu am zis că nu mi-l dau, că mi se părea prea. Da, pentru că lucrarea de doctorat e o lucrare de cercetare. E o lucrare, dar noi cercetare de creație. Este un studiu. Facem zilnic în atelier, da, creație. În căutare, în cărți, bine, în, da, bine, asta a fost. Mi-am dat doctoratul atunci și da, am. Și atunci ați neglijat ceea ce vă plăcea mai mult. Da, n-am mai modelat, n-am mai avut timp să lucrez pentru că scriptologia cere timp. Nu că noi plasticienii, că nu generalizăm, sunt artiști plastici care scriu foarte frumos și au cursivitate, chiar au e o pasiune scrisul, da? Dar sunt artiști plastici care nu numai artiști, în general, aptitudinile sunt foarte variate. Unul îi place să scrie, când e cazul unui om de litere. Aia e meseria lui. Păi identificați mai meseria bine mea în ceea ce este arta, din mâna sculptura, dumneavoastră. Și mi-a luat destul de mult timp, că v-am să fac o lucrare bună, o lucrare pentru mine, și a trebuit să renunț, să intru, să mă documentez, să intru pe internet, să accesez, să caut în biblioteci, și mi-a răpit foarte mult timp și în perioada asta n-am lucrat. Da, recunosc. Și exista riscul să nu mai lucrez. Pentru că dacă faci o pauză, nu lucrezi o zi, două, o săptămână, o lună, foarte greu îți vine după aceea să intri din nou în atelier. Numai artiștii care practică meseria realizează lucrul ăsta. Dar în perioada asta în care n-am modelat și n-am turnat metal, am cioplit piatra, am fost în simpozioane de creație, foarte multe simpozioane de creație în care am făcut lucrări mari, în marmură, în piatră, în lemn. Și simpozioanele, taberele de creație sunt foarte importante pentru noi. Am și organizat. Cea de la Vatra Dorne, pare mi se? Nu, la Vatra Dorne a fost. Sau invitați? Am fost în două tabere, una organizată de Mihai Pascal de la Galeria Dana și o altă, astăvară, o tabără de pictură organizată de Liviu Suhar. La Vatra Dorne, la chiar în satul în care s-a născut Liviu Suhar. La Iocopeni. Foarte frumoasă tabără. Dar bine, vara trecută am fost și la Ungheni, peste Prut, o tabără internațională de lemn. A fost și lemn și piatră, eu am ales de data asta lemn. Făcut o lucrare destul de... Mie îmi place o lucrare din ciclul Ultima Copilărie pe care am început-o în lemn și am continuat-o în metal.
Și din ciclul ăsta am în simpozionul internațional de sculptură de la Centrul Apostol Bacău făcut Ultima Copilărie 10, un marmură, un bătrân. Bine, ciclul Ultima Copilărie a avut o perioadă mai lungă de timp. A fost sub taltă și sub ieboșoar tema. A durat mai mult procesul de săvârșire? Da, am realizat mai multe lucrări și am reluat lucrări pe tema asta. Dar n-am reușit niciodată să fac o expoziție personală cu ciclul ăsta, Ultima Copilărie, pentru că lucrările dispăreau. Nu reușeam să le adun. Da. Dacă ar fi să ne dați 3 nume ale lucrărilor dumneavoastră pe care ne le-ați recomanda? Păi sunt lucrările, sunt foarte multe lucrări și în lemn, și în piatră, în marmură. Să alegem și din lemn, și din piatră, și din marmură. Copilărie. Sunt lucrări care îmi plac. Sunt de suflet. Da. Bineînțeles că există și un ciclu de lucrări care vizează ludicul, comicul, tragicomicul uneori. Și există multe lucrări de metal. Am turnat mult metal în 4-5 ani, cred că am turnat în jur de 50-60 de lucrări, dar nu mai am niciuna, toate au dispărut. În străinătate, în colecții particulare, dar au fost achiziționate, am mai oferit din ele. Ce merită să afle telespectatorii, e interesantă chestiunea cu metalul. Cu câțiva ani în urmă, nu sunt exagerat de mulți, Irimescu avea pe atunci 99 de ani, a venit în Pașcani. E bine punctat, pentru că mi-aș fi dorit să evocați acest moment. Ion Irimescu a venit în Pașcani și a venit și pe la mine prin atelier. Și dumneavoastră i-ați luat un interviu atunci? Nu știu, nu i-am luat eu. Nu, altcineva, da. Ați mediat atunci? Am mediat eu, da. Pentru că fiind sculptor, dânsul a venit. Și m-a întrebat, uite, aveam un album foarte mult bronz, lucrări, dar unde sunt gipsurile? Da, care gipsuri mai sunt? Păi gipsurile de la bronzurile pe care le ai aici în album. Păi n-am niciun gips, cum nu ai? Dar nu le-ai turnat în gips și după aceea să le torni în metal? Nu, am modelat, am format direct după lut. Și în atelier nu rămâne nimic. Lutul se... așa. Și Ilie, uite, îți dau un sfat. Dacă vrei să-l urmezi, dacă tu nu-ți torni lucrările în gips să-ți rămână în atelier, e nul. E ca și cum ești, ești cum... Da, uite, cum spuneți dumneavoastră, nul. Dar dânsul... nu ești gol. Nu ai nimic. Nu rămâi cu nimic. Opera ta dispare. Eu mi-am turnat toate lucrările în gips și uite, acum am putut să le torn în bronz și am făcut muzeul de la Fălticeni. Sute de lucrări. Dacă nu le mai ai, remodelează-le și toarne-le în gips să le ai în atelier. Ei, de atunci n-am mai turnat metal. Tot ce am modelat am turnat în gips și acum, astăzi, lucram, formam în ceară, gipsurile le făceam sticlu după ele, după lucrările din gips și le pregăteam pentru turnare. Da. Să înțeleg, o jumătate din întrebarea mea este ca o completare. A fost maestrul Irimescu un model pentru dumneavoastră sau care a fost modelul pe care l-ați urmat în
Arta de a asculta. Nu știu, mie... Ion Irimescu, eu îl consider un extraordinar de bun portretist. Am făcut imprudența să-i spun cu sinceritate, n-ar trebui să o spun... Dar învățăm din greșelile noastre. În direct la televiziune. Dar afirmam și spuneam, maestre, să știți că mie îmi place mai mult portretul dumneavoastră, portret generic vorbind, îmi place mai mult decât Angel, decât portretul lui Angel. Angel merge pe niște ochiul e cam la fel, adică are, dar bine, nu, fără să-l contest pe Angel, că îmi place mai mult portretul lui Irimescu, asta avem dreptul, că e mai mare sau mai mic, nu prea avem noi dreptul să... Dar portretul lui Irimescu și diversitatea și caractere și expresii și foarte variate de la un personaj la altul, a reușit să le... superbe, foarte frumoase. Dar... de-a lungul creației mele, carierii mele plastice, au existat pasiuni pentru o perioadă foarte lungă de timp a fost Henry Moore, idealul sculpturii pline, masive. Încă mai trăiesc și acum momente. A fost și Giacometti. Bine, nu-l putem exclude pe Brâncuș. Trebuie să recunosc aici Brâncuș poate cu jenă, dar nu, e o realitate asta. Pe Brâncuș l-am înțeles cu adevărat în anul întâi, la prima oră de curs, în anul întâi de facultate, la prima oră de studiu, la studiul sculpturii, unde, dacă mai e timp să povestim un, da? Un sculpt. L-am avut îndrumător de an pe Vasile Condurachi, un pedagog foarte bun, un anatomist deosebit, un sculptor bun. Și la prima oră, la prima temă la studiul sculpturii, a fost o sferă. Să modelăm o sferă, cam cât capul, așa ne-a dat el dimensiuni. Noi eram cam supărați cum am venit să facem biluțe, Florica Tănase, cu regăta mea. Chiar a zis, domnul profesor, dar noi am venit să facem biluțe, eu am venit să facem portret, să studiem. Deci, o să faceți biluțe până una alta, n-avem... asta e tema. Ei, am făcut sfera aia și ne-a spus în final să o șlefuim cu apă și să prindă luciu. Și toți eram prima oră, a decurs foarte trist, așa, eram supărați, iritați să facem o bilă, o sferă, aia o faci la strung, o faci. Și după o oră, toată lumea a început să modeleze, să pună, să bată, să facă, și după o oră jumate, Florica vine la mine și îmi spune, zice, Ilie, ai văzut ce sferă perfectă am făcut eu? La care mă uita, Florica, nu cumva au început să-ți placă să faci biluțe? Ei, atunci am înțeles eu cu adevărat pe Brâncuș, în perfecțiunea formei. Esența volumului este sfera, de aici plecă. Să ajungi la o formă perfectă, fără să... mecanică, dar volumul să circule lin, să circule frumos, plin și să obții perfecțiunea formei. Prin asta a excelat Brâncuș, faptul că s-a desprins de clasicism din atelierul Roden și a trecut direct pe arta modernă și pe forma interpretată și pe sinteza formei. Asta este marele, marele merit. A avut curajul, a avut forța asta să treacă de la, ca drept dovadă, a și deschis drumurile sculpturii moderne. Francesc spune că în același timp le-a și închis. De maestrul Irimescu știu că ați mediat acel interviu care i s-a luat cu puțin înainte de moartea lui, cred,
și trei ani, era 4 ani înainte, am mai cu trăit, ceva vreme, da. Nu? Și știu că i-ați adresat o întrebare sau o remarcă. Știu că sunteți printre cei mai longevivi sculptori din lume. Care a fost reacția? Nu, ce v-a răspuns domnia nu, sa? Atunci avea 99 de ani maestru și îi zic, maestre, mie mi se pare că 99 sună mai are o sonoritate mai interesantă decât 100. La care el se uită la mine și zice, dar ce, 110 nu sună bine? Și el gândea la 110. Era foarte simpatic. Și la 99 de ani, la o memorie deosebită. Și atunci ești, lucra acasă, da, la Fălticeni singur? Păi, și ultima dată când mi-a cerut mie, aveam eu o rețetă cu amestec acid cu sodă caustică care accelerează reacția de oxidare la bronz și uniformizează bronzul ca imagine. Așa. Și 100 împlinise, 100 de ani, când m-a sunat și m-a trimis directorul de la să-i mai fac niște substanță care de patinat are de... Da, lucra. Un sculptor extraordinar de prolific. Dacă nu mă înșel eu, cred că este cel mai prolific sculptor din lume. El a spus atunci că mai este încă unul. Mai țineți minte ce v-a spus? Nu. Pentru că am aflat de la cineva care a fost atunci cu dumneavoastră când ați mediat interviul și a spus că parcă mai este unul. Și și-a încruntat sprâncenele și s-a gândit, e unul, parcă cum îl chema, măi, Michelangelo, măi. Dacă ar fi creat Michelangelo atâta opere cât a numerii, cât a reușit Iremescu să ne ofere, ai fost nemaipomenit. Nu, foarte mult a lucrat, a stat permanent în atelier, a lucrat și culmea că ați văzut că din copilărie are lipsă două degete acolo și nu l-a afectat. N-a fost un impediment de a-și vedea visul împlinit. Același lucru mă impresionează pe mine, bine că sunt voci care spun că nu e cea mai teribilă artă, că nu e o genialitate, dar ce mă impresionează pe mine la Irimescu, la creația lui, că artiști din generația lui au dispărut, au rămas la nivelul artei staliniste sau prolet curtiste. Au rămas în zona aia, pe când Irimescu a reușit să meargă în pas cu evoluția artei. A reușit să devină modern, să de la clasicism, de la arta pe care o făceau atunci, el a introdus niște elemente de compoziție, de structuri, de rafinament plastic, eu știu, structural al suprafeții și a venit încoace, foarte mulți sculptori l-au preluat ca model. Dar dumneavoastră... Și eu. Și unde v-ați încadra opera dumneavoastră? În care etapă artei? Și ce tip de muzică v-ați atribui? Iată, am sub ochii mei un titlu al unei expoziții de la Galeria de Artă Arcadia, chiar de aici. Cuvintele liniei, vibrația formelor armonice. Pentru că formele prin viață, prin mâinile dumneavoastră, ale sculptorului Ion Irimescu. Bine, că... Suntem compozitori și în compoziție noi folosim aceleași elemente de limbaj plastic, sunt și la muzică. Elementele de limbaj plastic pe care noi le uzităm sunt exact aceleași pe care le folosesc și muzicienii. Unitate, armonie, ritm, de echilibru, dezechilibru și contrapunct. Da. Toate elementele de limbaj sunt aceleași. Iată, e o adevărată simfonie, nu? Să creeze o sculptură. Pentru că compoziția în opera de artă
are cam aceleași rezonanțe volumetrice sau eu știu de culoare cum are sunetul muzical. Da, sunt arte, sunt două arte care se întrepătrund și care valorifică două două organe senzoriale pe care noi le avem, auditiv și vizual. Și tactil sculptura. Pentru că na, trebuie să simți, forma respectivă. Uneori ești tentat chiar să pui mâna pe formă. Dacă culoarea ți-e suficient să o vizualizezi, volumul, forma, te trimite să pui mâna, să mângâi suprafața, formă. Și mai ales când e vorba de piatră, de granit și de puit și nu știu ce, sunt elemente care speculează. Și ce melodie, ce gen muzical ați atribui creațiilor dumneavoastră? E o întrebare foarte dificilă. Mie îmi place muzica în general, îmi place muzica bună, de toate genurile. Dar ar fi o partitură ușoară, ar fi, nu știu, un menuet? Nu cred că ar fi o partitură, cred că ar fi o piesă muzicală de suflet, o piesă muzicală... Un lead? Pe care... Care e accesibilă, o armonie, magazinez ușor. Da, să creeze impresia de armonie, de echilibru, da, muzicalitatea. Armonie, da. Fica dumneavoastră vă urmează. Da, Smaranda e talentată, probabil că am moștenit, eu știu, din... Pentru că ați, cred că cea mai mare... traseul genetic al familie, nu? Da. Pentru că mă gândeam că ați fost un tată deosebit de bucuros și de mândru de fiica dumneavoastră, în sensul cel bun, da, nu al exagerării, atunci când ați avut o expoziție tată și fiu împreună la Iași, la galeriile de artă. Da, am avut cu Smaranda, am avut aici, în Pașcani, la Arcadia, o expoziție. Două am avut în Pașcani împreună, două expoziții personale și am avut și una la Iași, o expoziție recentă, nu știu dacă nu mă știu, anul trecut parcă, sau acum 2 ani. Da, în care am expus pești. Ea a pictat pești. Da? Și pentru că aia este în domeniul picturii. Ideea a fost a ei să facem expoziția asta cu pești, cu așa. Și a fost o expoziție frumoasă, a fost o reușită. Cum v-am simțit ca tată de data bine, aceasta? Bine, firesc că mă pentru simt că, bănuiesc că prin sentimentul matern la dumneavoastră, cel patern, că ați fi vrut să dați un pas înapoi, să o lăsați pe ea să-și exprime, să fie ea în centrul atenției. Da. Bine, că am și lăsat-o. Ea a fost cu ideea să facem expoziția cu pești, pentru că eu aveam puține lucrări, aveam câteva, vreo 3-4 care pești, că sunt unul din hobby-ile mele care mă înfărmițează timpul de creație este pescuitul. Sunt un foarte pasionat pescar, un bolnav pescar. Și ea a venit cu ideea să facem, ea n-avea pești, dar a lucrat într-o viteză foarte mare și a făcut lucrările unei expoziții în aproape 2 luni. Foarte frumoase lucrări, da. Ce ați simțit atunci? Cum v-ați aprecia, cum ați aprecia lucrările fiicei dumneavoastră ca un critic obiectiv? Da, uneori sunt cam dur. Sunteți perfecționist? Sunt exigent, sunt perfecționist. E mai ușor să critici decât să creezi. Asta le spun și studenților. Să nu vă imaginați că eu fac capodopere de artă perfecte, din toate punctele de vedere, compozițional și linie și formă și volum și suprafață. Nu. În schimb, experiența în timp și așa, și studiul pe care l-am făcut și
m-a dus la concluziile astea și e mult mai ușor să expui teoria decât să o aplici practic. Pentru că aplicând-o practic, te poți bloca. De asta le-am zis să le rămână teoria ca un gen de reflex. Adică să nu lucreze cu gândul la teorie, că uite, dominanta trebuie să fie nu știu cât o treime din... Există un calcul al secțiunii de aur foarte matematic, foarte complicat și atunci stai ca să fac matematic. Nu, teoria trebuie să acționeze din reflex, și instinctul trebuie să fie cel pe care să te bazezi. Pentru că ochiul percepe corect forma. Ochiul percepe frumosul, are construcția de la mama natură în așa fel făcută încât să perceapă frumosul ca atare, să-l diferențieze de restul. Dacă ar fi, iată că am ajuns la finele emisiunii, dar ca ultimă întrebare, dacă ar fi să se facă despre dumneavoastră un documentar sau dacă vi s-ar cere să faceți o expoziție care să rămână în amintirea tuturor care să vă reprezinte. Cum ar arăta creația perfectă pentru dumneavoastră? Cum v-ați imagina-o? Cred că aș... Și ce titlu i-ați da? Opera de artă, sculptura pe care cred că aș face-o, nu perfectă, că... Nu există perfecțiune în natură. Nu există, dar aș face lucrările care, pe care eu cred că le-aș realiza cel mai bine și ar reuși să-mi placă mie în primul rând, le-aș putea face într-o rocă dură, cum e granitul sau andezit, bazalt sau metal. Dar nu le-aș da o denumire. N-aș da în general denumire lucrărilor de sculptură într-o expoziție. Cea mai frumoasă expoziție pe care am văzut-o eu la Simeza, acum mulți ani în urmă, cu mulți ani în urmă, 20 de ani, a fost o expoziție de plastică mică, de sculptură mică, în care nu i-au trecut decât autorii, numele autorului, fără titlu. Și am stat chiar cu o pianistă din București, am invitat-o la expoziție și am comentat lucrările. Dacă era titlu, mă dirigea către titlu, către mesajul ideatic pe care îl impunea denumirea lucrării. Așa m-a lăsat libertatea să interpretez eu mesajul ideatic. Bineînțeles că cel plastic e la îndemâna noastră, artiștilor plastici. Dar mesajul ideatic îl poți interpreta. E ca o carte pe care poți să o citești deschisă, pe care să o recitești și să găsești de fiecare dată altceva. Se descoperi, da, că de fapt te-ar exprima un lucru nou. Da. Dacă v-aș cere să creați nu o lucrare, ci să faceți o expoziție cu titlul Viața, cam cum v-ați gândit să o conturați? Știți cum ar arăta expoziția asta? Ca aproape toate expozițiile pe care le-am făcut eu până acum. Că eu sunt un figurativ prin excepții. Ceea ce fac eu este un neofigurativism. Nu e vorba de abstract. Nu sunt abstract. Bine, că noțiunea de abstract nu e în regulă, cumva, în domeniul plastic. Dar eu merg în principiu pe figurativ. Și, bineînțeles că e omul, e animalul, e viața în lucrările mele. Că o lucrare te întristează, cum e Waterloo, e vorba de o compoziție care acum a fost pe la Suceava, a fost în câteva expoziții acum recent luna asta. La Waterloo au murit într-o singură zi 10.000 de cai. E
Schalling. Și e un cal. Da, și asta face parte din viață. Deci lucrările sunt cele viața care e complexă. Ne cu care ne întâlnim zi de zi în viață. Mulțumim pentru că v-ați luat din timpul dumneavoastră prețios și ați venit aici la noi. Vă mai așteptăm cu mare drag să depărăm mult mai multe povești, pentru că ora aceasta e prea mică pentru imensitatea de amintiri pe care le aveți dumneavoastră și câte ați putea să ne împărtășiți și să învățăm de la dumneavoastră. Ne vă mulțumim în așteptarea unei alte întâlniri. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc și telespectatorilor care ne-au urmărit, că au avut răbdare cu noi, și mulțumim și televiziunii MBIT pentru invitații. Da. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați avut răbdarea să ne urmăriți. Vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Cristina Liuță și vă doresc o seară calmă, liniștită și frumoasă. Numai bine!